Oficial, astăzi se împlinesc 70 de ani de la deportările în Bărăgan, iar cu această ocazie se încheie șirul manifestărilor de comemorare a victimelor comunismului. Din Mehedinți au fost ridicate forțat și strămutate în Bărăgan 1243 de familii. În fiecare an, membrii Asociației Foștilor Deținuți Politici și Deportați în Bărăgan, filiala din Mehedinți, aduc un omagiu rudelor și cunoscuților care în urmă cu 70 de ani, la data de 18 iunie 1951, au fost deportați în câmpia Bărăganului, unde au răbdat exilul, sărăcia și chiar moartea. Astăzi a avut loc ultimul eveniment de acest gen, unde au participat atât o parte din victimele comunismului, cât și urmașilor. Am fost deportat din orașul Orșova, în comuna Rubla, raionul Brăila, la vremea respectivă. Unde am stat? Am fost obligat să lucrăm. Eram o mână de lucru ieftină și sigură la acea vreme și asiguram forța de muncă la o gospodărie agricolă de stat. Nu aveam voie să ne deplasăm decât pe o rază de 20 de kilometri, unde era această gospodărie. Așa. Am lucrat acolo timp de 4 ani, până în 1955, așa, când mi s-a dat drumul și mi s-a spus: nu aveți voie să vă duceți acolo de unde ați fost ridicați, și nu aveți voie să vă duceți în orașele mari. M-am născut în comuna Borcea, exact la o lună și ceva după ce ne-am dus, pe 11 august 1951. M-am născut în mijlocul câmpului, într-o baracă, acolo, fără medic, fără nimic, și uitați că am trăit și cât sunt de mare și am ajuns la vârsta asta. Mulțumesc lui Dumnezeu și părinților mei. Evenimentul a început cu o slujbă săvârșită de episcopul Severinului și Strehaiei, preasfințitul părinte Nicodim, care a fost alături de membrii Asociației Foștilor Deținuți Politici și Deportați în Bărăgan în această săptămână. Iartă adormiților robilor tăi, deținuți politici și deportați în Bărăgan, orice au greșit ca niște oameni în această viață, Și le iartă lor toate câte au păcătuit prin cuvânt sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i de legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu sau de la preu sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și multe durate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din viață au bineplăcuție,